ne? Aici stai în pătii, nu? Da. Stai să nu vedem de țigușă. Pe fata mea. Tu ce faci? Ai dispărut din peisaj? Stai. Oricum zice lumea că tu ești pătii. Ei, la fel. Să nu mă reșteam. Roxana mea, pe de-a mea. Îmi dai mie Instagram-ul tău? Cum să nu știu? Da, dar nu salutăm. Respect. Intră și eu de la fata mea. Da? N-am ochelea. Ne vedem la Barcelona. Uite, te iubesc. Da? Cătălin, salut. Vă pupăm, vă pupăm. Unchiule. Multă stimă, sănătate, vă respectăm. Am stat la sucru să vă salute, că vă era dor de el. Și a zis că să vă onoreze cu prezența. Nu trebuie mai mult că spunea Cătălin de cineva că a făcut un live de ăsta gen, că vorbea nu... Vorbeam numele meu de bani, nu știu, de treburi, de... S-au luat niște bani în numele tău. Da, niște bani pe numele meu. Atâta timp cât eu nu fac live ceva sau să spun eu ceva, vedeți o filmare cu mine spunând despre treburile astea, cred că cel mai bine ar fi să vă luați doar după mine, nu după cine apare stânga-dreapta, că sunt o grămadă de oameni dintre ăștia care vorbesc. Asta e, fiecare spune ce vrea. Adevărul e în altă parte. Deci adevărul este undeva la mine când este vorba despre mine. Și așa că cel mai bine vă anunț eu. Nu mai dați banii. Mulțumim, da. Ăstora care îl aduce pe Florin. O să revină. Promit că o să revină iar. Cu viață. Când fără mine n-au cum să facă. Eu dau. Să vină pe viață iară, să vedem. Vertic, nu? Da. Când e vorba de mine, nu vorbesc de altceva. Să unde s-a ajuns și oameni. Mă anunț eu când mă apuc. Deocamdată mai fac și eu o pauză, pentru că mi-a prins foarte bine pauza asta și psihic și ca sănătate și ca tot. Și mai ales ce se întâmplă în zilele de azi, știți și voi. Nu e locul meu acum, auzi? Eu am scos moda asta de distracție, tot eu vă spun când se renoiește distracția. Că deocamdată am rămas așa la... Dacă m-am oprit eu. Dacă m-am oprit, am rămas așa la ăștia care au părut acum de-astea. Ciuperci de-astea, știți voi. Mai bine, știți voi. Ăștia, după revoluție, altceva. Da. Da, le spuneam la să nu mai vorbească ăștia numele meu. Au zis că le e dor de tine. Și mie mi-e dor de oameni, mi-e dor să cânt. Pe bune mi-e dor de oameni. Să stau în fața lor, să le cânt, să le fac poftele. Să-i distrez. Așa că vă anunț eu, oameni buni. Fac un amare de... Deocamdată, până în ianuarie, o să spun despre anul care vine, cum stau cu programul. Că până atunci nu pot să dau niciun răspuns. Și atunci o să știi și... Vor ști și oamenii care am cântările cu ei și astea. Și până în ianuarie o să aflu eu sigur dacă pot să-mi programez cântările. Melodie nouă, nu asta e o problemă. Acum, oricum, mersi de întrebare. Am melodie, am melodie. Da, ceva frumos după toată discuția asta, așa. Ceva frumos, vreau să vă spun că eu cu fata mea o să facem o melodie frumoasă. Mie n-am scos până acum, dar când o să cânte cu fata mea o melodie... Și eu am emoții, credeți-mă. Prințesa lutată. Regina mea. Aș vrea să fiu cu toți copiii mei acum, dar... Unii s-au băgat la somn. La petrecere, unii... Cred că o să doarmă după ce dormim. Așa că în ianuarie o să spun eu sigur că stau cu programul pentru la anul, ca să lămurim toată lumea. Nu mai trimiteți bani în dreapta stânga, oameni buni, pentru numele meu, până nu vorbiți cu mine față în față. Vă spun eu că sunt oameni de ăștia care în numele meu iau bani, bani de ei și dați bani la alții, care spun că ți-l aduc eu pe sala. Da, aveau buletinul meu de mult, cred că îl trimiteam
avion să-mi fac bilete pentru... Da, bilete de avion. Da, nu mai trimiteți bani la nimeni, vă spun eu. N-are rost. Am aflat și eu că s-au trimis bani în dreapta stângă la ăștia care nu merită. Oricum, cine a luat bani degeaba, va răspunde. În fața lui Dumnezeu. N-ai cum să iei bani pe munca la altică. Și mâncarea care se cumpără în gândiți cu noduri. Te neci, ca pârful. Pârful din abecedar, știi? Se vă place. Și dacă se află, nu e treaba mea, să-ți rezolve. Dar aici unde suntem pe tipul Instagram? Da. Nu mai bine așa? Oameni mai buni. Mai sunt oameni mai mișto. Mai fashion. Mai fashion. Eu sunt fashion. Facem și pe Facebook dacă vrei. Da? Aici ai mai ok. Unde spui tu? Să vede mai frumos. Mă arată mai și care aici. Da. Cum ești? Nu ești? Cum ești? Cum ești? Trebuie să te arată Instagram. Bine, mi-are pumbici. Adevărat era dur de tine. Era dur de tine. Ce treabă? Unde-i Nora Mihaela? Spune-te să-i la o petrecere. Da, Dani și Mihaela sunt la o petrecere. Dani s-a făcut mare acum, vrei să... Băiatul meu. Un arghile de aia pe sistem. Auzi? Poți să o bagi tu pe partea asta. Și mai ne faci încă una. Pune-o aici între tine și tata. De ce n-o? Ați înțeles ce am vrut să spun la mine. Dacă tot mi-a dat ocazia fata mea să vorbesc de la ea. E vorba despre mine și profesia mea, o să vă spun eu. Ianuarie o să fac eu un live unde o să am și câteva emisiuni, dar să spun eu exact cum stă programul meu pentru la an. Și ăsta e la noi. Cine poate să mă înțeleagă, o să, da, să dea după mine, cine nu, și unii multe au leu. Fiecare cu plăcerea și decizia lui. M-aș apuca și mâine, dar deocamdată n-am cum să mă apuc de cântat. Nu am cum. Mi-e dor să cânt. Nu știți că mie îmi place cel mai mult să cânt. Păi și încerc. Mai ales că mă uit și eu, dacă stau toată ziua în casă, mai mă uit pe YouTube și văd ce se întâmplă acum în muzică. Cel mai mare dezastru care a existat vreodată. Nu-mi place nimic, dar nu-mi place mie. Cui se placă mai mult? Cine simte mai frumos muzica decât mine? Nu cred că mă trece nimeni. Nu pot să cânt cum o simt muzica, ca să mă credeți. Așa că ce se întâmplă azi... Braf! Braf! Vă și toți ăștia de la... Să mă scuzați că zic așa, eu de la șantier să cânte toți șantieriști. Când nimeni nu mai e pe șantier. În cazul lor nu mai avem muncitor pe șantier. Nu mai poți să faci o construcție când nu mai găsești muncitor, da, pentru că toți s-au apucat de cântat. Nu poți să mai faci. Bondoc. Nu mai îi găsești. Nu mai găsești nici pe Bondoc. Te iubim, Bondoc. I love you. Doamne ajută la tale. Toate că mi-ți dea. Bem o gură de vin, nu mai bem tărie. De mult nu mai bem tărie. Eu, unul. La mine, voi poți, puteți să vă... Ce vreți voi? Mi-a venit toată familia. Ne-am mă facem și noi cine așa, la un restaurant. Astea am petreceri mai, mai retrase. Bine ai venit, nașule! Dacă îți zic nu eu. De un profesor așa cum dăm. Asta nu merge, e mai mult. Nașule, salută toată lumea aici. Cu respect. Da.
umiliam. Așa, un pic de simt. Mă duc la el acasă să mori dacă nu mă sunt mai bine ca la mine acasă. Numărul 1, dulceață. Numărul 1, dulceață mare. Oameni de ăștia simpli, cum sunt eu. Cei mai simpli oameni, de fapt, ăștia sunt cei mai mari. Așa m-am aflat eu. De la oameni de ăștia de știință. Așa că vă pupăm. O să fac o piesă cu Betty, cu fata mea, cât de curând. Da. De ce spui din peisaj? Da. Păi da, ne vedem, fata. Mai poți de fix? El fac așa. De care? De ce? De Matias? Păi da, de Instagram-ul tău. Ce să vă doresc eu vouă? Să fiți puternici, sănătoși, să faceți caș de bani și de la anul, dacă nu mă apuc anul ăsta care vine, ăla la anul să mă chemați în continuu ceasuri, telefoane, acarete, bani, cash, la mine să ajungă și că... Cu sarmale, cu sarte, cu trofoare, cu... Pauza asta mi-a prins foarte bine, în primul rând, pentru că să stai
ai 20 de ani în picioare la toată lumea, n-ai cum. Te încarci aici, în primul rând, să te dai după fiecare om în parte, cam greu, mai ales la noi în România. Acum ne eliberăm exact ca și cum te duci la o biserică și te duci, te spovedești și ești acolo liber, mental, ai poftă de viață, ai poftă de cântată. Cu puțină răbdare și vine șeful înapoi de oameni. Șeful la atmosferă, la 20, la triluri. La triluri, la modernități astea. Pe restul, nu știu, toată țara câtă după mine. Ar trebui să-mi facă statuie. Statui? Mai mult? Statui, da, fiecare câte o statuie. Ba nu vreau, n-am nevoie. Un lider nu se simte bine. Accept așa de la fals. Vă pup. Cu toată fericire vă doresc. Ba mulți. Sănătate, să puteți să cheltuiți bani cum vreți voi. Și pe trecere cu șef. Vă iubesc. Tare de tot. Tare. Beti, salută și bună seara. Păi nu cred că mai vreau să mai vorbesc cu tine. Piesa cu noi. Piesa noastră? Bravo. Păi anul ăsta care urmează. În primul rând că trebuie să mergem la studio și apoi să dăm drumul la treabă. Dar cred că o să se stingă telefonul că nu mai am baterie. Vă pupăm și vă urăm sărbători fericite.